Bună! Mă numesc Alexandra și aceasta este a noua lecție Game On. Azi discutăm despre urbanizare. Nevoile energetice ale oamenilor sunt complexe în sine, dar sunt și mai complexe când ne gândim unde vor locui acești oameni. Numărul persoanelor care trăiesc în zonele urbane din întreaga lume a depășit numărul persoanelor din zonele rurale cândva în 2007, iar această tendință va continua să crească. Dacă nu ne putem eficientiza orașele, ne confruntăm cu provocări majore privind sustenabilitatea. Să ne imaginăm anii care vor urma până în 2050. Am vorbit deja despre presiunile asupra mediului și despre modul nostru de viață, dar cum vor fi afectate orașele mai exact? Este din ce în ce mai greu de trăit în multe regiuni ale lumii. Temperaturile în creștere și vremea extremă, de la incendii de vegetație și furtuni tropicale, la secete și înghețuri fulgerătoare, vor distruge resursele esențiale pentru sute de milioane de oameni. Mulți între acești oameni vor fi forțați să devină migranți climatici și să-și părăsească casele fiind amenințați cu moartea și dezastrul economic. Până în 2050, ONU estimează că ar putea exista 143 de milioane de migranți climatici în întreaga lume. Migranții climatici vor proveni din populații vulnerabile, afectate disproporționat, oamenii cu cea mai mică putere de adaptare la schimbările climatice la nivel global. Probabil că se vor confrunta cu provocări economice, educaționale și de sănătate. În afară de oameni, orașele concentrează și resurse și oportunități. Un număr mare de migranți climatici vor călători în orașe, unde asimilarea culturală și protecția împotriva schimbărilor climatice vor fi mai ușoare. Cu toate acestea, orașele sunt în prezent nepregătite pentru acest lucru, și multe se vor confrunta cu impacturi dramatice asupra climei. Multe dintre orașele cu cea mai rapidă urbanizare din lume, în special în Asia de Sud, sunt situate în zonele joase de coastă. Creșterea nivelului mării va inunda unele regiuni urbane și va tensiona lanțurile de aprovizionare în altele. Toate acestea, în timp ce mulți dintre cei mai vulnerabili oameni din lume își caută refugiu în ele. Orașele vor deveni din ce în ce mai mari, iar migranții riscă să rămână prinși în zone slab administrate, cu locuințe improvizate, cunoscute și sub numele de mahalale. Aceste zone se vor confrunta cu riscuri și mai mari din cauza furtunilor, inundațiilor și întreruperii lanțului de aprovizionare. Orașele urmează să devină o parte mai importantă a vieții la nivel global decât oricând înainte, dar se vor confrunta cu alegeri foarte dificile în ceea ce privește resursele și viabilitatea. Ele vor trebui să-și protejeze locuitorii, devenind totodată mai sustenabile. Acest lucru va necesita schimbări dramatice. O parte din aceste schimbări vor fi reprezentate de noile tehnologii, dar schimbările în stilul de viață vor fi și mai mari. Orașele vor avea nevoie de administratori mai puternici și eficienți, implicați prin politici de angajare și cu o viziune clară asupra provocărilor cu care se confruntă. O strategie ar fi schimbarea în orașe inteligente. Se spune că orașele devin inteligente prin utilizarea datelor și a sistemelor informatice pentru a coordona activitățile urbane și, teoretic, acestea fac orașul mai eficient din punct de vedere al resurselor. Acest lucru sună alarmant, pentru că este, într-adevăr, alarmant. Dar orașele nu sunt doar o problemă în plus în criza climatică, ele vor avea probabil un rol crucial în supraviețuirea crizei. Din aceleași motive pentru care migranții climatici caută zonele urbane, orașele conectează oamenii cu resurse importante. Pentru a funcționa, ele au nevoie de un management eficient privind terenurile, deșeurile și economia, iar în lume există mii de orașe care prosperă datorită soluțiilor găsite la aceste provocări. Orașele pot reprezenta o modalitate importantă pentru a împărtăși bunăstarea. Cu un management adecvat, ele pot crea o valoare economică enormă și, prin impozitare și politică socială atentă, pot redistribui aceste câștiguri la un număr mare de oameni. Această putere economică are și alte beneficii. Prin concentrarea resurselor și a capitalului, orașele pot deveni centre de inovare și dezvoltare. Răspunsul la criza climatică și eficientizarea orașelor va necesita diverse tehnologii care nu au fost încă inventate. Orașele sunt o modalitate importantă de a le descoperi, dar mai ales. Orașele vor trebui să fie un model pentru noi standarde. Numărul de oameni de pe Pământ este mai mare decât oricând, iar Pământul ne poate găzdui pe toți, însă nu poate sprijini stilul de viață actual al țărilor dezvoltate, iar resursele care fac orașele atât de importante în lupta împotriva schimbărilor climatice implică și responsabilități. Cercetările IEU sugerează că zonele urbane sunt responsabile pentru până la 80% din emisiile de gaze cu efect de seră, de aceea orașele vor trebui să demonstreze, Modul în care un număr mare de oameni poate împărți resurse limitate în mod sustenabil. Să ne întoarcem pentru o clipă din 2050. Cum se descurcă orașele acum? Răspunsul depinde foarte mult de locul unde se află orașele respective. Studii precum European Green City Index au încercat să compare orașele. The Economist Intelligence Unit și Siemens au creat o listă cu 30 de orașe mari din Europa și le-au clasat pe baza unei combinații de măsurători privind deșeurile, poluarea și energia. Țări din Europa Centrală și de Est ocupă locuri diverse în această listă, începând de la Berlin pe locul 8, București pe locul 28 și până la Sofia pe locul 29. Acestea sunt probleme pe care orașele inteligente le pot aborda. Nu există o definiție unică a unui oraș inteligent, dar multe au rețele de transport controlate de sisteme informatice, implementând datele măsurate în infrastructură, îmbunătățind spațiile publice. Orașele inteligente subliniază că o calitate înaltă a vieții nu înseamnă doar un trai convenabil, ci este și un stil de viață sustenabil. Sustenabilitatea se poate referi, în unele cazuri, la longevitate. Termenul zona albastră se referă la o regiune a lumii în care oamenii trăiesc mult mai mult decât alții, așa cum a sugerat pentru prima dată jurnalistul Dan Butner, într-un reportaj pentru revista americană National Geographic. Butner a descoperit că în Statele Unite, Costa Rica, Italia, Grecia și Japonia există comunități mici cu un număr mare de oameni foarte vârstnici. Zonele albastre urbane sunt un concept creat pentru beneficii de la Blue Zones Organization, fondat de Butner. Ei încearcă să copieze practicile stilului de viață din cele cinci regiuni originale, cum ar fi dieta, exercițiile fizice și activitățile sociale și susțin politicile care încurajează aceste practici. Indiferent dacă abordarea specifică a Blue Zones Organization funcționează sau nu, este adevărat că lumea îmbătrânește. Speranța medie de viață în cele mai sărace și bogate părți ale lumii converg, iar până în 2050 vor exista un număr mare de persoane în vârstă, multe dintre ele în zonele urbane. Orașele vor trebui să fie pregătite să le susțină. Aceste provocări demografice vor apărea paralel cu problema gestionării deșeurilor. Ne putem uita la exemple precum situația din Budapesta. Cu Dunărea trecând prin mijlocul orașului, administrația locală a trebuit să investească masiv în proceduri și sisteme de management al apei pentru a asigura sustenabil aprovizionarea cu apă curată. Această stație este acum capabilă să trateze 16% din apele uzate ale întregului oraș, adică 80.000 de, de metri cubi pe zi. Ce alte tendințe vedem? Una este înverzirea așezărilor urbane. Elementele de design ecologic au scopul de a crește numărul plantelor și spațiul natural în zonele urbane. Spațiul verde ar putea implica extinderea parcurilor publice sau a suprafețelor acoperite de arbori dintr-o zonă. Acoperirea cu copaci și umbra pe care o oferă este importantă pentru reglarea temperaturii în zone mari cu structuri din beton și dezvoltare urbană, susținând locuibilitatea, reducând în același timp costurile legate de energia consumată de aparatele de aer condiționat. Creșterea spațiilor verzi poate implica alte forme de design ecologic, cum ar fi căi pentru transport cu emisii scăzute de carbon, adică piste pentru biciclete și poteci, conservarea în mod natural a apei, reducerea pierderilor de apă uzată și utilizarea surselor alternative de energie regenerabilă. Designerii urbani discută adesea despre combinația spațiului verde cu spațiul albastru. În ciuda obiectivelor similare, cum ar fi reducerea poluării și îmbunătățirea stării de sănătate, spațiul albastru nu este identic cu o zonă albastră. Spațiul albastru se referă la amenajarea terenurilor și planificarea urbană a zonelor cu apă, cum ar fi rezervoarele, lacurile și drenajul natural sau inovațiile în managementul apei, similar celor observate la Budapesta. Să analizăm și ideea dezvoltării cu utilizare mixtă. Este un stil de dezvoltare urbană care îmbină utilizările rezidențiale, comerciale, culturale, instituționale, industriale în același spațiu sau zonă. Orașele au crescut rapid din cauza mașinilor în secolul al XX-lea, în special în țările nou industrializate, au adesea amprente urbane mari și centre de producție, spații de birouri și locuințe care sunt izolate unele de altele din cauza distanței sau drumurilor. Această grupare prelungește naveta, deplasările, crescând dependența de transportul care emite carbon și izolează comunitățile. După orele de lucru, zonele nelocuite pot deveni periculoase, iar comunitățile care trăiesc acolo pot avea dificultăți în accesarea resurselor. Zonele cu utilizare mixtă urmăresc să scadă costurile de întreținere în zonele urbane dense, să atragă talente tinere și industrii cu capacitate mare de creștere și să întinerească cartierele cu resurse insuficiente. Prin amplasarea locațiilor legate de muncă și domiciliu aproape una de alta, dezvoltarea cu utilizare mixtă poate stimula un sentiment de comunitate, un element cheie al zonelor albastre. Ele au caracteristici similare ca și distinct districtele de inovație. Districtele de inovare sunt zone planificate care grupează centre de cercetare, facilități de educație și alte resurse antreprenoriale. Acest model a apărut la începutul anilor 2000 din succesul proiectului 22 at Barcelona. Investițiile planificate precum 22 at și zecile de proiecte din întreaga lume care i-au urmat exemplul folosesc banii publici și parteneriatele strategice cu sectorul privat pentru a atrage firme și lucrători din așa numitul sector al cunoașterii. Această abordare permite administrației locale să dirigeze industriile cu o creștere mare în zonele defavorizate din punct de vedere social și economic și să încurajeze investițiile proprii în economia, înconjurătoare, startup-urile care beneficiază de mentorat, acces facil la capital, muncitori cu înaltă calificare și spații de birouri din zonă, cel mai probabil își vor plasa sediile în apropiere și, dacă vor deveni afaceri de succes, vor atrage și mai multe resurse și talente. Să aruncăm o privire și asupra tipului de decizii pe care le pot lua administrațiile locale. Litomerice, un oraș de 24.000 de locuitori din Republica Cehă, încearcă să aducă schimbări majore în amprenta sa de carbon. Consiliul local urmărește să genereze 50% din energia sa din surse regenerabile, reducând în același timp consumul total cu 20%. Administratorii orașului investesc într-o gamă largă de măsuri, de la energie geotermală și solară la vehicule electrice și puncte de încărcare comunitare gratuite pentru telefoane, care vor rula cu panouri fotovoltaice. Strategia energetică a orașului Litomerice este stabilită la nivel local, așa cum este obișnuit în Republica Cehă. Elaborarea politicilor a fost sprijinită de programul European Energy Cities, prin care guvernele regionale pot împărtăși expertiza și cele mai bune practici. Administrațiile locale profită din ce în ce mai mult de programe precum Energy Cities, schimbul de informații, a rezultatelor cercetătorilor, strategiilor și studiilor de caz este o parte importantă a perfecționării procesului civil. Pe partea cealaltă a acestei abordări stau datele. Unul dintre principiile fundamentale ale unui oraș inteligent este colectarea și automatizarea datelor. Prin colectarea de informații despre modul în care oamenii utilizează serviciile și infrastructurile, Structura orașului, administratorii locali pot coordona mai eficient și pot încerca să minimizeze deșeurile. Coșurile de gunoi ar putea urmări cantitatea și compoziția deșeurilor, sau termostatele digitale pot coordona încălzirea și răcirea caselor pentru a reduce presiunea asupra rețelei electrice. Există totuși costuri semnificative. Dispozitivele specializate System on a Chip, care stau la baza orașelor inteligente, sunt adesea menite să fie de unică folosință. Fabricarea lor necesită cantități mari de minerale, au durată de viață relativ scurtă și, de obicei, necesită surse de alimentare și sau conexiuni la internet. Districtul de inovație 22 at Barcelona, care încorporează multe caracteristici de infrastructură inteligentă, a observat că luminile sale stradale activate de mișcare s-au defectat temporar sau definitiv de-a lungul anilor. Deșeurile electronice se referă la componentele și dispozitivele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei de viață. Ratele de reciclare variază dramatic în Uniunea Europeană. Bulgaria reciclează aproape 70% din electronicele sale, în timp ce România reciclează 25%. Deșeurile electronice reprezintă deșeurile cu cel mai rapid flux de creștere în Uniunea Europeană, din care mai puțin de 40% sunt reciclate. Este o amenințare uriașă pentru mediu și un simbol al provocărilor cu care ne confruntăm atunci când încercăm să păcălim schimbările climatiche.